La începutul acestei luni, municipiul Roman a găzduit etapa națională a Olimpiadei Școlare pentru Discipline din area curriculară tehnologiei, care a reunit cei mai buni elevi din țară la aceste discipline, dar și reprezentanții ai autorităților locale, județene și ai Ministerului Educației, acest eveniment major punctând decisiv pentru imaginea urbei noastre. Iată o premieră în municipiul nostru, respectiv organizarea unei etape naționale a unei olimpiade, respectiv pentru discipline tehnice. Sunteți, cu ghilimele de spus, principale vinovați. De unde vi s-a tras și eu știu cum ați primit acest eveniment, vorbind acum așa, Oscar. Da, într-adevăr a fost un eveniment important nu numai pentru școala noastră, ci spun eu că a fost important pentru orașul Roman. Pentru că, iată, am fost gazda unei olimpiade naționale și nu orice olimpiadă, ci una foarte importantă în area curriculară tehnologiei, mai concret Olimpiada Națională de Electronică și Electrotehnică. De unde ni s-a tras? Ni s-a tras de la rezultatele deosebit de bune pe care le-au obținut copiii noștri, pregătiți de către profesorii ingineri din școala noastră, de-a lungul anilor trecuți. Rezultate, spuneam, absolut deosebite, pentru că trebuie să reamintesc faptul că acum 2 ani, elevii noștri care s-au prezentat la Olimpiada Județeană pe area curriculară tehnologii, deci cei care au evoluat la Olimpiada de Electrotehnică, respectiv electronică, au luat toate locurile 1, 2, 3 de la toate specializările la care au participat. Asta la fază județeană. Și evident că am avut un număr foarte mare de elevi, un număr record de elevi care s-au prezentat la Olimpiada Națională, de unde s-au întors de asemenea cu rezultate deosebite. Adică am avut locurile 1, 2 la Olimpiada Națională. Iată că urmarea acestui fapt, repet, acestor rezultate deosebite care au fost obținute în școala noastră, am fost selectați, județul nostru a fost selectat și din județ am fost selectați noi să fim gazdă a acestui eveniment deosebit de important. A fost o mare bucurie în momentul în care am fost selectați. Bucuria nu a dispărut nici după aceea, dar ea a fost dublată de un efort foarte mare, deoarece pregătirea, organizarea și derularea unui astfel de eveniment de importanță națională presupune mobilizarea tuturor profesorilor din școală și presupune eforturi deosebite. Dar lucrurile s-au desfășurat mai mult decât bine. Deci, la final, toți participanții s-au declarat extraordinar de mulțumiți și de condițiile pe care le-am oferit și de ospitalitatea cu care i-am primit și, de asemenea, de solicitudinea cu care am răspuns tuturor nevoilor lor. Au fost foarte încântați de organizare, de modul în care s-a derulat Olimpiada, deci bilanțul a fost absolut pozitiv. Iar noi am primit felicitările din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț și de asemenea din partea reprezentantului Ministerului, domnul inspector general din Minister, Dragoș Cosma. Cam câți participanți acum? În total au fost implicați, deci musafirii noștri au fost în număr de 250 aproximativ. Participanții la Olimpiada au fost 157 de elevi. Au fost însoțiți de 42 de profesori însoțitori și la aceștia mai adăugăm și comisia care a fost formată din 23 de membri. În acest efort nu am fost chiar singuri, am fost sprijiniți de către Colegiul Tehnic Petru Ponie și de asemenea de Colegiul Miron Costin, Colegiul Tehnic Miron Costin, care au fost gazdele pentru o parte dintre elevii care au susținut proba practică. Proba scrisă a fost susținută în întregime la noi în școală, dar pentru proba practică, evident, era nevoie de o bază materială foarte bogată și atunci
În urma discuțiilor pe care le-am avut cu inspectoratul, elevii au fost distribuiți în cele trei școli, câte o clasă în colegiile tehnice și două clase la noi. Au susținut proba practică. Pentru că suntem la capitolul cu proba practică, totuși, având în vedere, iată, acest nivel, cât de delicat este să răspunzi unor cerințe, mă repet, intenționat, la acest nivel. Este oarecum dificil, deoarece vorbim de o olimpiadă națională. Deci, bun, subiectele au fost create de către membrii Comisiei Naționale, iar proba practică a fost de asemenea pregătită sub îndrumarea domnului inspector general Dragoș Cosma. Lucrările de laborator au fost alese așa fel încât ele să aibă un nivel ridicat de exigență, dar în același timp să fie lucrări care să poată pune în evidență valențele copiilor, adică să poată să răspundă unei arii cât mai largi a cunoștințelor pe care le au elevii. S-a verificat în acest fel îndemânarea cu care pot realiza circuite, îndemânarea cu care pot face măsurători, capacitatea lor de a lucra cu aparate de măsură și iată că foarte mulți dintre elevi au făcut față acestor cerințe. Vreau să vă spun că toți cei 157 de elevi au participat la proba scrisă, nu toți au ajuns la proba practică, pentru că condiția primordială era să îndeplinească o notă minimă. Și în cele din urmă au ajuns la acea probă practică unde lucrurile s-au desfășurat foarte bine, tocmai pentru că noi ne-am pregătit din timp, în sensul că am achiziționat materialele cu care s-a putut realiza această probă practică, au fost cumpărate panoplii sau părți componente ale acestor panoplii pe care au lucrat copiii. Iar o parte din aparatură exista deja în școală în urma dotărilor care s-au făcut în ultimii ani. Dar, așa cum spuneam, a fost nevoie să mai facem și alte achiziții. Și aceste achiziții au fost posibile prin sponsorizări, prin veniturile extrabugetare ale școlii, așa fel încât, în final, ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor. Iertați-vă, v-aș pune o întrebare așa mai generală. Având în vedere, eu știu, starea economică a țării, așa, învățământul tehnic este cumva, e ușor provocator, este cumva cenușăreasa, eu știu, sistemului de pregătire, nu, repet, la nivel liceal? N-aș zice, cel puțin la noi în școală nu este o cenușăreasă a sistemului de învățământ și chiar nici nu trebuie să fie așa. Noi tocmai marșăm pe această idee, deoarece chiar dacă în momentul de față la nivel național industria a scăzut puternic ca pondere, considerăm că trebuie chiar noi să începem să facem eforturile pentru a ridica nivelul industriei la cel pe care l-a avut cândva, deoarece fără industrie țara nu poate trăi, nu poate exista. Și o industrie performantă se construiește cu specialiști și cu oameni care sunt pregătiți. Deci putem dormi liniștiți din pricina viitorilor specialiști. Noi ne străduim ca să creștem, să educăm, dar și să pregătim pentru tranziția de la școală la viața activă, deci îi pregătim pentru locurile de muncă pe care vor ei să le acceadă. Îi pregătim atât cât putem de bine și pot să spun că la nivelul școlii noastre există un corp profesoral pe catedra tehnică foarte bine pregătit, foarte responsabil și care lucrează cu foarte multă dăruire și lucrul acesta s-a văzut de-a lungul anilor. Doamna directoare, acum după ce iată ați făcut față cu brio unui astfel de eveniment la nivel național, delicat prin prisma disciplinelor, discuție, așa, de bună seamă că putem discuta despre un câștig substanțial și în dreptul instituției și în dreptul comunității. Cam unde ar fi vorba despre aceste câștigi? Eu m-aș referi în primul rând la câștigul personal al copiilor care au participat la această olimpiadă și chiar al elevilor din întreaga școală, pentru că s-a demonstrat din nou că se poate. Deci a ajunge într-o olimpiadă națională nu este imposibil. S-a demonstrat că elevii școlii noastre pot să performeze în acest domeniu, în domeniul tehnic, dar nu numai.
Și eu cred că tocmai această încredere în forțele proprii și încrederea în viitorul pe care și-l poate construi copilul este extrem de importantă. Evident că aici intervine și mulțumirea pe care au avut-o profesorii care au pregătit copiii care au evoluat în această olimpiadă, deoarece s-a confirmat că se muncește bine și că, din nou spun, că se poate. Este foarte adevărat că anul acesta am avut doar doi candidați la Olimpiada Națională, dintre care unul a obținut o mențiune, dar vreau să precizez că este singura mențiune, singurul premiu pe care l-a primit un elev din județul Neamț. Elevul care anul acesta, spuneam că a obținut mențiune, este un elev de clasa a 12-a, de la învățământul tehnic, evident, clasa de electrotehnică, și se numește Baragoană Iluian. El a mai participat și în anii anteriori la Olimpiadă, a obținut rezultate frumoase și iată că și în acest an, în anul terminal, a luat această mențiune, făcând onoare școlii. Și, repet, este singurul rezultat remarcabil la nivel de județ. Este puțin în primă instanță, dar trebuie să recunoaștem că are o anumită importanță acest lucru. Totuși, este un rezultat pe care nu îl putem nega.